Invers. Hai. L-am curățat. Doamne, fer, ce face aici? Nebune e culinară, fraților. Dar ce fain arată astea, cum sunt așa mici. Un fruttato di oliva. Ia uita ce strălucesc. Frunzele alea sunt frunze de busuioc. Nu, mami? Busuioc e ăla. Da, busuioc. Dar busuiocul nu se pune la final. Ca să se moaie acolo, cu să dea gustul, știi? Da. Poți să pui și la final dacă vrei. Condiment italian, adică asezonare italiană. Nu pun, vreau numai oregano. Oregano, basilico. Basilico, Giuseppe, ma che cosa stai facendo? Linguine. Cottura 9 minuti. Linguine numero 13. Sempre al dente in 10. Bene, aici scrie că în 10 minute, dar nu scrie temperatura. Temperatura la care trebuie să supui apa. Tensiunea apei pe care trebuie să o oferi. Nu scrie. În 10 minute, pe așa pun 10 minute pe 20 de grade sau pe 350. Oregano. Încă nu v-am zis preparatul. Încă nu vi l-am zis. Vă las să vă faceți voi idee cam ce urmează. Usturoiul. Las că-l curăț eu. Asta nu e. Usturoiul așa se curăță. Invers. L-am curățat. Eu, tata. Am dat. Bine, vă las ca să-l curăț ca lumea. Doamne! S-a curs acolo când am făcut. Are gaze cuptorul. Și-am uitat să... Are gaze cuptorul, fraților, dar cum? Ia uitați. 200 de grade, încălzire. Nu se focalizează. Încălzire superioară și fină. Infinită. Superioară, infinită. Bun. Ia uite, așa am făcut. Deci un bucătar bun păstrează curățenia. Un bucătar bun păstrează curățenia. Mami, ce părere ai despre sucurile astea? Sunt foarte bune. Foarte bune. Simți beneficiu. Da, simt beneficiu, doar că nu sunt bune la gust. Foarte rel la gust, frate. Foarte rel. Dar sunt sănătoase și bune. De curățat sau de detoxifiat sau tenul, pielea, ăstea. Detoxifiat, nu am detoxifiat, mă luam naiba. Deci... Te-a pus să bei din ăstea, fiți atenți că nu-s ca și shake-urile, deși pe mine și de la shake. Așa simt că mă curăță și mă ăsta de doamne feri. Dar astea sunt presate la rece. Da. Shake-ul mai conține câte o pulpă, câte o așa. Dar astea chiar numai lichid. Buf, cum îl bei, cum se duce. Că n-are de ce să rămână în corp, știți? Se duce și apei dusă-i. Nu se mai oprea și până... E greu dacă... E greu să-l ții. Să mănânci 3 mese pe zi sau ceva, e greu. Da. Ia... Ca acum, după 2 zile, deci de 2 zile au început, e deja... O slăbit două chile și deja au spus că nu... Nu prea ar mai ține ziua asta până la final. Nu, mami? Da. Deci, dacă sunteți obișnuiți cu papa, cam greu. Ați ghicit, mă? Ce urmează să facem? Ideea e că e foarte cald afară. Ei, deja ai seama că... Da. Degeaba dai tu corpului vitamine din astea dacă nu îi dai vitamină de asta. Păi ca și vitamina asta și cum te detoxifică, asta nu te detoxifică nimic. Așa că nu uitați, în fiecare zi dați vitamina C corpului. Carne.
Momentul adevărului, fraților. Sai dov. Hai să facă. Așa. Nu de alta, dar să nu fac o bocănă. Specu. Și acum pastele. Mm-mm. Nu? Mm. Dar acum ce, mami? Sosa. Trebuie făcută sosa. E foarte simplă. Și sănătate curată asta, prieteni. Opresc cuptorul, mami? Da. Uf. Ioi, du-te. Off. Să-l las deschis să se răcorească? Să-l las deschis așa. Sau poți să închizi, că se... Să răcorească singur ăsta. Dă-mi, te rog frumos, pe Corino. Pe Corino. Pentru cei care nu știți, brânză de oaie. Nu știu ce, de ce la iPhone... Uite, vedeți? Fiți atenți. Câteodată face figuri de la zoom. Când e pe ori 1, e neclară imaginea și dacă îl mut pe ori 1, ori 3, devine clară iară. Uite, vezi? Uite acolo. Ce bun, ce bine arată. Pastele din alea colorate. Rozmarin, pe care nu cred că o să-l folosim, nu, mami? Nu, rozmarin nu. Nu-l folosim, dar știu de. Dar aici ce ai? Apa de la paste. Mm. Adică când pun pe Corino, sosul se îngroașă. Și atunci trebuie să punem apa de la paste. Bravo, iubirea mea. Ești talentată calea afară. Na. Și încă v-ați mirat, bă, lău, dar ce ai pus pe tine? Pe cum să nu pun când uitați finețuri și delicatețuri? Ce îmi gătește? Bă, trebuie să vă arăt ceva ce am descoperit ieri. Adică eu știam de chestia asta de mai mult timp. Dar ieri am descoperit-o. Nu fiți atenți. Dezmăț. Dăm și pastele frumos. Tu du 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 Am o malformație la mână, fraților. Am un... E exagerat să spunem un handicap. Dar am o problemă la mână și abia acum am descoperit-o mai în profunzime. La încheietură, deci pot să mi-o mișc, dar de exemplu, uite, termin Alexandra acolo și vă zic după aceea. Vă arăt că așa cu o mână nu pot. Bun, pastele, să le punem. Gata! Astea atâta ca o altă culoare, mami, dar alea portocalii n-au alt gust față de alea. Nu. Așa-i? Nu, la gust sunt la fel. Pe și bine, de ce sunt făcute în culori diferite? Pe une, pentru că unele sunt cu sos, cu suc de roșii, unele și alea verzi sunt cu spanac. Cum? Fierte în suc de roșii? Sau în compoziția pastelor, s-o adăugă suc de roșii și spanac. Și piure de spanac, probabil, știi? Deci de asta-s așa. Și alea negre? Alea-s
cu seama de la Nero di Sepia, vorbești? Da. Alea sunt cu seama de la caracatiță, de la tentacule. Serios? Da. Dar cu toate astea nu le schimbă gustul. Numai cred că textura, în combinație cu pastele alea, de exemplu alea Nero di Sepia, îți parcă mai altcumva. Deși eu nu pot să explic. Nu am cunoștințele necesare sau exprimarea necesară ca să vă pot spune diferența, dar o diferență există. Nu. No. Da, două boluri. Nu. No. Uite că e gata, papa. Două boluri. Am să bag două boluri, două boluri. Am să bag două zile, mototol în buzunare, să văd cine lângă mine, cine are paste fine. Hai. Și să vezi surpriza mare când le spune că-s... Să vezi surpriza mare când îi spune că-s banale. Hai, nu, nu fura. Dar nu fura. Nu fura. Asta e porția mea, nu fura. Da, da, nu fura. Al dente. Sare? Gata. Dacă ăsta e a meu, e gata. Sare? E perfect. Mi-e mai întâi. Hai să spun cu părerea mea. Un pic, mami. Atâta. Da, mami, nu vrei să situ asta și eu mănânc direct de acolo. Nu mai ăsta. Pentru că ți-am pus la mână, eu sunt cu mai puțin. Direct din Labuș, direct din Labuș. Uite, Kenzoni, o bolă ptic, o mâncat și s-o tirat. Prăpăditul ăla. Deci dacă vă pun în ce poziții l-am prins ieri, să vedeți, ferească Sfântul. 5 poziții de somn. Una, dar o să le pun eu în clipul viitor. Deci așa ceva n-ați mai văzut. Așa pisică. Sau cel puțin eu n-am mai văzut. Gata! Bun apetit! Bun apetit! Mami, lasă-l un pic, numai să... Uite, lasă-l așa aici. Unde? Uite aici, Nea. Hai aici, ține camera, să le arăt malformația mea. Pune camera jos, jos, jos. Uitați-vă! Vedeți mâna asta? Hai aproape, dacă nu. Da, se vede. Uite. Și uitați la mâna asta. Și jur că nu mă fac. Ni. No, ce ziceți? Vedeți cum nu pot? Ni. Mă doare de numai dacă mă forțez. Nu mi se îndoie mâna. Uitați asta și uitați asta. Și nu știu de la ce. Ioi. Nu mă pot ține ea. Am observat la antrenament. Da. Și știi? Interesant că înainte mă durea, dar puteam să fac cât de cât. Mersul șopârlei, flotări, roba, dar acum nu mai pot să fac pe mâna stângă. Numai dacă mâna dreaptă mi-e aici și mâna stângă un pic mai în față, ca să nu mi-o îndoi așa tare. Am vorbit și mă duc când fac radiografie. Poate fi ceva fractură de mai demult, sau ce eu știu, netratată, s-a făcut osul acolo și nu s-a prins bine, nu știu. Vă las că s-o rup de foame. Foarte bine. V-am pupat. Nu. No. Numai să linge pe bot. Ai auzit că e gata, papa, și ai venit? Kenzo. Ai auzit că e gata, papa, tată? Vrei și tu ceva? Unde e să le ia, mami? Recompensele. Da, tată, da. Hai că-ți dă tata și ție. Ui, frumos ești, mă, domn.